Da. Ia, și ce zice? Ideea este că noi avem cea mai autentică rubrică din România. Se spune despre acest moment al zilei, despre dimineață, că ne găsește pe noi oamenii într-o formă foarte pură, foarte sinceră, foarte necosmetizată. Și de asta am inventat noi acest coffee break pe Skype. Deja v-am obișnuit, acolo unde noi ne bem cafeaua alături de oamenii tare faini care ne plac nouă mult de tot. Și în această dimineață aș vrea să vă spun că alături de noi este the one, the only Adrian Despot. Neața! Bună dimineața! Dimineața. Bună dimineața! Dimineața. Oh. Ce faci, omule? Unde ți-e cafeaua? Am acceptat invitația voastră la cafea. Da. Mulțumim frumos. Care ți-e rutina de dimineață, Adi? Depinde puțin de ce treburi am în timpul zilei. Dacă am ceva de lucru la studio, mă scol în jur de 6:30, 7, la ora 8 sunt la studio și încep să muncesc până pe la vreo 2-3. După care vin acasă, somnul de prânz, dacă reușesc să-l prind, este extraordinar. Sunt mare fan. Glumesc, da, spun noi. Că ăsta e hobby-ul meu. Când mă întreabă oamenii, și ce hobby ai, Adrian? Dormitul la prânz. Ăsta ar fi hobby-ul meu. După care, după masa, se desfășoară în compania copiilor, teme și așa mai departe. Dus căței afară și na. Am înțeles. E o viață destul de banală. Nu e foarte interesantă. Nu fac... Am înțeles. Mă trezesc dimineața și fac niște tranzacții la bursă. Da, super. Adi, ai în spatele tău un tablou cu John Lennon? Văd eu bine. Nu, este Bill Hicks. Este un stand-up comedian care, mă rog, nu mai este de ceva vreme bună printre noi. E un fel de mentor al meu, dacă vrei. Ok. Da. Și acum, în momentul acesta... Unde ești? Sunt la mine acasă, în balconul meu închis, unde am improvizat un fel de home studio. Practic aici se naște mare parte din piesele Vița de Vie. Cât de frumos! Eu vreau să te întreb ceva. Am văzut de ieri că a apărut pe internet o filmare și o colaborare destul de surprinzătoare, cred că pentru o reclamă, nu? Cu tine, Chilafonic. Pentru un client, da. Adi de la Vâlcea, ce e cu proiectul ăsta? Cum s-a întâmplat? L-a uitat pe Țăndărică. Da, corect. E o companie foarte selectă și pestriță, dacă vrei. Pentru că clientul pentru care am făcut această melodie este un client care face livrări rapide și el și-a dorit ca timpul acesta scurt de livrare să fie și mai scurt, pentru că muzica face timpul să zboare. Și pentru că eu livrez muzică, am făcut această livrare cu de toate, în care am inclus pe Chilafonic, pe Țăndărică și pe Adi de la Vâlcea. Mă rog, am făcut o piesă și am filmat-o. Mi-a plăcut la nebunie să lucrez la chestia asta, pentru că unul dintre lucrurile pe care vreau să le fac în muzică este să reușesc să înlătur prejudecățile. Oamenii când se lovesc de muzică nu se bucură de ea cu inima deschisă, ci în primul rând o trec prin prisma prejudecăților lor. Mulți nu știau despre Adi de la Vâlcea, de exemplu, că el cântă la chitară, că hobby-ul lui este să cânte blues. E pasionat de blues, are și o trupă de blues și așa mai departe. Țăndărică este prima colaborare a mea cu Țăndărică și îți dai seama cât de norocos sunt să cânt cu eroul tinereții mele. Adică nu așa. Țăndărică în continuare are o energie și o voie bună și așa este mega contagioasă. Iar Chilafonic este, cunoscându-l acum pe Chila, este probabil cel mai talentat rapper al generației lui. Este un munte de talent. Și toată această combinație, am făcut o melodie care a apărut ieri și care sună grozav. Și care se bucură și de succes din ce am văzut. Foarte apreciată, foarte share-uită ieri pe tot internetul. Ca să fim sinceri, pe toate story-urile pe care am intrat eu ieri, pe toate statusurile de Facebook, am văzut această reclamă, ceea ce înseamnă că și-a făcut treaba. Știu și despre un proiect cu artiști mai puțin cunoscuți în care te-ai implicat în ultima perioadă. Cu ăsta ce s-a întâmplat? Păi... Cum să zic, am marea șansă să am sprijinul celor de la Creator pentru a face această serie în acest moment. Pentru a face această serie de interviuri cântate, dacă vrei, cu artiști care mie îmi plac, pe care eu îi admir și care, din păcate, nu prind nici prima pagină a ziarelor, nici airplay-ul
radiourilor și nici prime time-ul televiziunilor. Nu pentru că nu ar merita, ci pentru că, mă rog, așa este construită industria muzicală românească. Dar din punctul meu de vedere sunt niște diamante. Atât Valeria Stoica, cât și... În momentul acesta o vedem și noi Mihai. Pe Valeria. Da, da. Valeria e una dintre preferatele noastre, să știi, Valeria. Ne place foarte tare de ea. Este incredibilă. Albumul a apărut în septembrie și eu, ca dacă aș fi fost eu un post de televiziune sau de radio sau un ziar, man, aș fi fost cu acest album non-stop la toate orele. Deci sunt ani de zile, cred că sunt 20 de ani de când nu am mai apărut în muzica românească un album atât de frumos. Cap-coadă. Cap-coadă. Unui artist român. Super. Aceste ani și este un munte de cultură, culege folclor, acustic, oral, dar nu pe culege muzică tradițională din Ardeal, ci din Ardeal, din zona Cutare, satul Cutare, obârșia mică cu 10 locuitori. Și el este probabil ultimul copzar din România. Cu Bogdan, după această sesiune, l-am și invitat în studio și în momentul de față realizăm împreună un prim album, pentru că Bogdan, tot culegând, l-am întrebat, păi, da, tu ai vreo înregistrare cu tine oficială de studio? Și ai zis, nu, well, te invit la mine în studio, haide să facem una. Mm-hmm. Și a venit în studio, a înregistrat 5 piese și acum lucrăm puțin la... conceptul integral al albumului lui. Dar, mă rog, despre asta e vorba. Mă bucur cât de norocos sunt că am sprijinul celor de la Creator să pot să fac aceste întâlniri. Ele, din păcate, în momentul de față nu se pot face decât online, pentru că nu putem face evenimente cu public, dar o să continui să fac lucrul ăsta. Adi, și noi îți mulțumim că ți-ai băut cafeaua alături de noi în dimineața aceasta. Îți mulțumim pentru toată muzica nouă pe care o livrezi lately și să ne vedem cu bine, mai ales aici, în platou. Să... tragem o cântare live. Zi frumoasă. Bună dimineața, Adi Despot. Susține muzica de calitate și ne bucurăm pentru treaba asta. Ne alăturăm, n-avem cum să nu fim și noi acolo. Și o mai susținem și pe Bianca în această